Vă rog. Păi, în primul rând, vă mulțumim pentru onoarea de a fi în mijlocul nostru. Aici avem structura de conducere a Sindicatului Transportatorilor din București și liderii de nucleu cu cei din comitetele sindicale. E adevărat, suntem mulți implicați în activitatea sindicală pentru că suntem, într-adevăr, un sindicat mare, ca să ne lăudăm puțin. Numeric, într-adevăr, reprezentăm peste 60% din numărul total de salariați din societate. Și suntem onorați că sunteți în mijlocul nostru. Cu ocazia asta, poate discutăm câteva lucruri de care suntem interesați și noi, cei care facem parte din sindicatul de bază, dar noi reprezentăm și o federație din serviciile publice și zic eu că ceea ce vom discuta astăzi aici va fi de interes național. Noi aici reprezentăm secțiunea de transport public local la nivelul federației. Suntem cu metrou împreună, cu sindicate din zona de apă, canalizare, termoficare. Deci, sectorul de utilități publice, spunem noi că este un sector vital pentru cetățeni, foarte important pentru că asigurăm aceste servicii vitale. Deci, invitații domnul primar și doamna ministru. Deci, doamna ministru al muncii, o urmărim cu interes de fiecare dată când apare la televizor și se discută probleme sindicale. Domnul primar al sectorului 4, un beneficiar al serviciilor pe care le... Și colaborator, nu? Al societății de transport, partener foarte bun. Domnul fost director general, prietenul nostru, și sperăm să rămână așa în continuare. Am avut o colaborare foarte bună cu domnia sa. Și domnul Vigheciu, nu îl văd acum foarte repede. Aici. Era mai înalt domnul director general. Da. Actual consilier general încă, nu? Și viitor. Mai avem o doamna... Diana Tușa. Deci... Este parlamentar de București, actual și viitor. Ne bucurăm să auzim treaba asta. Și nu știu dacă am mai scăpat pe cineva. Dar cu scuzele de rigoare, dacă cumva cineva n-a fost nominalizat, v-aș ruga. O să-mi permit să intervin eu primul. N-aș vrea să vorbesc foarte mult eu, pentru că cred că sunteți sătui de noi, ori la televizor, ori... Aș dori foarte mult de la dumneavoastră să vedem unde scăpările noastre și vreau să încep cu serviciile publice. Și în parcursul meu politic, la un moment dat am fost și viceprimar la municipiul Buzău. Normal că mi s-a dat și serviciile publice în subordine. Am fost și la director general, precum domnul Hazem, la compania care avea toate serviciile înglobate ale primăriei. Cumva cunosc specificul. În schimb, când stau de vorbă cu românii din diaspora, primul lucru pe care îl spun până acum era diferența de bani pe care o câștigă în străinătate și diferența de bani pe care o câștigă în România. Între timp s-au schimbat un pic lucrurile.
ei când încep discuția acum, românii noștri plecați, încep, domne, știm că cât de cât s-au mai, veniturile s-au mai reglat. Normal că chiar dacă am venituri mari, mari în țara în care sunt acum, am și cheltuieli mai mari. În România sunt cheltuielile mai mici comparativ cu veniturile. Marea lor problemă sunt serviciile publice. Și aici vorbim și de educație și de sănătate, dar și serviciile publice de la nivelul primăriilor. Lumea caută normal să aibă un acces la serviciile publice mult mai facil și mult mai corect și creând o balanță între plată și ce serviciu obține. Marea noastră problemă este că noi n-am abordat de la bază serviciile publice, toți dorim un transport mai bun, el nu e organizat. Cât timp primarul general nu se strânge cu toți primarii de sector și nu-și pun, nu au un plan comun în ceea ce privește serviciul public de transport în comun, nu vom reuși nimic în București. Am încercat să, și am avut o discuție cu primarul general, explic, domne, fără o extindere a metroului, nu vom face, o să facem cu ce vin primarii de sector, pasarelele, nodurile unde poate lărgirea, cum vorbeam cu domnul Băluță, lărgirea pe anumite artere, cu adevărat, sunt soluții, dar sunt soluții cumva punctuale. Nu sunt soluții de anvergură. De aceea am mutat foarte mulți bani din PNRR cu Sorin Grindeanu și, după cum ați văzut, se și muncește foarte mult la M6. Parcă este... Și vrem să le extindem de la gara de la 1 mai plecat până la gara de nord, astfel pleci de la gara de nord până la aeroportul Otopeni. Este punctul meu de vedere că altfel nu se poate. Marea Belea, dacă ne întoarcem la noastră, plecăm de la parcul auto. I-am spus domnului primar general, domnule, eu am cu Berdu o înțelegere, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, și mi oferă 600 de milioane pe orice înseamnă transport verde. Transport verde înseamnă tramvaie, înseamnă autobuze electrice și, normal, înseamnă metro. Încă și cei de la Uniunea Europeană mi-au dat voie să mut niște bani pe metro, fiind transport verde. Mai mult, avem certificate verzi pe care o să le vindem de aproape 1 miliard de euro, între 1 și 2 miliarde de euro. Deci, domnule, m-am săturat să împrăștiem acești bani, mai știți și cu când cumpărăm armament, avem un offset, se numește, și luam bani și pe urmă cumpăram conserve de fasole. Și acum ne mirăm de ce nu avem industrie de apărare. Eu pot veni cu programe și pot, dar le vreau cumva integrate. Plecat de la depoul de reparații, de la... Dom'le, există până acum, era un atelier mare, parcă de reparații, nu mai țin minte cum... Urac. Era la nivelul... Toată lumea... Totul a fost abandonat. Înțeleg planul de transport urban, pe care nu-l avem, dar eu zic că domnul, până la urmă, domnul Nicu Șordan, dacă nu o luăm cu fiecare primar de sector și îl construim. Trebuie pornit și de la bază. De la o dată, de la condițiile de muncă, de la dotare. Nu. Ce constat eu? Lucru pe care l-am constatat și la guvern. Și nu vă țin foarte mult, cum v-am promis. Noi nu avem niciun plan. Noi acum vorbim de capitala României. Capitala României nu are niciun plan. Tot vorbim de acea termoficare, băgăm miliarde în pământ, care serviciile deja nu sunt cele așteptate, costurile sunt cât de cât reduse la termoficare pentru că există o subvenție imensă,
subvenție pe care nu o să ne mai dea voie să o luăm. Am venit, și domnul Hazem știe foarte bine, am venit acum, sunt centrale pe care o să le modernizăm pe fonduri europene și o să aibă o altă, un alt randament și un alt, o să aibă alte costuri, rămâne rețeaua de distribuție. Iarăși, mi se pare un plan megaloman. N-am venit să o luăm pe sector. Dom'le, ce se poate pe cogenerare? Care e o centrală? Toate instituțiile de învățământ, tot ce înseamnă sănătate, toate spitalele. Normal că Bucureștiul, actul medical în sine, calitatea actului medical, găsești în București, aici găsești și cei mai buni medici. N-ai condiții. Am fost în spitale unde este frig. Zic, dom'le, nu ne-a dat de la termoficare. Toate aceste lucruri, toate aceste nemulțumiri se strâng odată la nivelul guvernării, odată la dumneavoastră, la cei care prestați aceste servicii. Pentru că noi nu putem explica, dom'le, anul acesta vrem, am pornit de la depou, am pornit de la unde-i reparații, vedem cu un partener privat cum putem repune uzina pe picioare, primarul asta își dorește, e totul haotic. Am fost ieri la Robert Negoiță, termină 13 săl de sport în anul acesta. Acum, dar voi vă aveți ceva integrat? Câți copii sunt? Care e migrația? De ce vin la 3 și la 4 cei mai mulți copii? Cum e la sectorul 1? Nu, fiecare face... E normal, oameni buni, să ne înjure toată lumea în trafic, să ne înjure toată lumea că nu știe când vine autobuzul. Mai venim și cu modificări de circulație, după cum ne trece nouă prin cap. Nu vom avea niciun randament. Dumneavoastră veți fi nemulțumiți, bucureștenii vor fi nemulțumiți, toată lumea va fi nemulțumită. Și toată această nemulțumire se adună până va răbuvni. Într-o criză socială. De ce? Pentru că nu avem o abordare serioasă și întotdeauna e normală mișcarea sindicală, își vede de cei pe care îi reprezintă. Normal că dorește să rezolve problemele punctual. Ce lăsăm în urmă? Nu lăsăm nimic. Lăsăm același sistem haotic, neordonat, pe care cumva va trebui să-l oprim. Nu vrea Nicuș Ordan. Poate că vor trece și aceste alegeri și se mai detensionează și el. Noi măcar pornim cu fiecare primar, ăsta e de aici, unde trebuie să intervină guvernul? Guvernul are pe tot lanțul, are 3-4 verigi unde trebuie să intervină. Am făcut proiectul, unele sunt din finanțare din fonduri europene, unele sunt din împrumuturi, unele sunt din bugetul de stat. Dar să închidem tot cercul. Trebuie să spargem odată lipsa asta de viziune totală și de încropeală de la un serviciu la altul, de la o activitate la alta și de la nevoi separat. Asta este părerea mea și v-am spus-o cu toată sinceritatea. Cu toate că reprezint guvernul României. Asta e constatarea mea. Într-un oraș mai mic, o gestionez altfel. Sunt toate serviciile, într-o companie. Noi vorbim de capitala României. Nu. Până în acest moment, eu nu am văzut și n-am constatat un plan coerent pentru dezvoltarea capitalei României. Îmi spunea domn primar general, domnule, s-au construit 5.000 de blocuri ilegale. Bine, am înțeles. Demolează. Dar în alea 5.000 de blocuri, te anunț că trăiesc oameni. Deci, de fapt, dezvoltarea Bucureștiului nu poți opri. E traficul îngreunat că s-au făcut nu știu câte construcții ilegale. Am înțeles.
demolează-le. Dacă ai sentințe, nu-i treaba mea. Nu sunt polițist, eu. Nu sunt de la construcții. Dar trebuie să constați la un moment dat realitate. Dom'le, realitatea asta e. Până când stau eu în instanțe, mă atac, mă omor cu rechinii imobiliari, bucureștenii trebuie totuși să muncească. Oamenii trebuie să ofere servicii. Eu cred că asta este abordarea corectă și de aici trebuie pornit. Normal că aveți lucruri punctuale. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă global transportul în București și mai ales în partea de sud, care în ultimii zeci de ani a fost uitată complet de multe administrații, avem astăzi cea mai mare investiție din țară. Apropo de extinderea magistralei de metrou, magistrala M4 de metrou. Sper că în 2 ani de zile să putem să și începem lucrările acolo. De asemenea, am încercat, tocmai în relația cu colegii de la STB, să creăm, să scurtăm timpii de deplasare, lucruri care ar trebui făcute și în alte zone. Am lărgit străzi. Avem turnul Măgurele, Luică, șoseaua Berceni au fost lărgite și în discuțiile pe care le-am avut și în celelalte sectoare am considerat cu ceilalți colegi că trebuie să facă și ei același lucru. Bineînțeles, avem nevoie și de o descentralizare pentru că cele mai multe bulevarde astăzi sunt în subordinea administrației străzilor de la Primăria Municipiului București. Cred că acest model de bune practici pe care l-am implementat la sectorul 4 a dat rezultate. De aceea deplasarea în sectorul 4 este ceva mai ușoară. Chiar cu suportul dumneavoastră am reușit să finalizăm primul pasaj din lanțul de 3 pe care dorim să-l facem. Avem prevăzute inclusiv linii de tramvai pentru toată această zonă care traversează transversal sectorul 4. Practic, în materie de drumuri, acolo unde avem o singură bandă și avem transport în comun, trebuie urgent lărgit, pentru că altfel nu o să putem să avem timp normal de așteptare pentru oameni în stații. Avem nevoie de pasaje, fie supraterane, fie subterane. Avem nevoie, așa cum deja am făcut, de linii de metrou. Cam asta este ceea ce, din punctul meu de vedere, trebuie. Peste toate, într-adevăr, condiții mai bune pentru oameni, pentru că am văzut și eu la depoul de la Obregea, unde am lucrat, care sunt condițiile și ne-am străduit și noi să facem ceva mai bine pentru oameni acolo. Avem nevoie de mijloace de transport în comun performante, nu doar electrice, poate și hibride, pentru că sunt, în materie de tramvaie, sunt foarte multe tramvaie vechi, troleibuzele au îmbătrânit, autobuzele sunt insuficiente, cele noi pe care le avem de la autocar. Sunt foarte multe lucruri de făcut, din păcate, în materie de transport și, într-adevăr, nici eu nu știu, nici până la ora aceasta, care este planul de dezvoltare a parcului auto, de îmbunătățire, ameliorarea condițiilor de lucru, pe de-o parte, și măsurile pe care municipalitatea le are pentru eficientizarea și reducerea timpilor de așteptare pe care pasagerii au în stații. Fără lucrări de infrastructură majore, iar astăzi nu există niciuna la nivelul municipalității, nu putem să vorbim de trasee mai scurte și timpii mai scurți de așteptare. Asta este, în linii mari, dacă vreți, prioritatea din punctul meu de vedere vis-a-vis de modul în care ar trebui să funcționeze
sistemul de transport în comun în București. M6 este foarte bun, va fi M4, M2 până în comuna Berceni se va lărgi. Parcări la toate stațiile de metrou, astăzi în unele părți ale Bucureștiului există la fiecare stație de metrou câte o parcare park and ride. Toate aceste măsuri trebuie să funcționeze integrat și în strict dialog cu cei care lucrează zi de zi în acest domeniu, pentru că mai bine decât ei nu știe nimeni lucrul acesta. Cam asta trebuie făcut din punctul meu de vedere. Dumneavoastră ați anticipat câteva lucruri foarte, foarte importante cu care noi ne confruntăm, apropo de condițiile de muncă, și o să atingă această problemă, dar așa cum este legea în momentul de față, este clar, noi, serviciile comunitare, ne subordonăm autorităților locale. Din păcate, nu peste tot funcționează lucrurile așa cum ar trebui să fie și eu acum când spun, mă refer la nivel național, că am contact și cu sindicatele din țară în domeniul ăsta, iar noi, STB, ESA, cred că este de notorietate lucrul ăsta, avem această mare problemă și anume faptul că avem peste 1,3 miliarde de lei datorii la bugetul de stat, da, din cauza că autoritatea locală în timp nu a reușit să acopere cheltuielile, obligațiile față de această activitate de transport public local. De foarte multe ori, cum a spus și dumneavoastră, noi decontăm lucruri care nu ne aparțin, așa cum a spus foarte clar că și guvernul decontează lucruri care nu țin neapărat de guvern, ci de autoritatea locală. Pentru că cetățenii își doresc un transport de calitate. Ca să poți să ai un transport de calitate, spunea domnul primar că una din caracteristicile, dacă vreți, este această ritmicitate, adică cetățeanul nu este dispus să aștepte în stație foarte mult și atunci când vine un vehicul să fie supraaglomerat sau murdar sau să nu corespundă pretențiilor, pentru că asta ei plătesc și din punctul ăsta de vedere avem, să spunem, și noi mici dificultăți, pentru că cetățenii își varsă oful, dacă vreți, pe conducătorul de vehicul pentru că ia contact direct, pe controlorul de bilete pentru că ia contact direct cu el, nu mai stă să analizeze, cum am văzut nici pe la televizor, nu stau să se analizeze cauzele, ci să aruncă cu vorbe în ideea de unii a refola și unii de a manipula. Acum, profitând de faptul că avem și pe doamna ministru și dumneavoastră, avem câteva lucruri pe care le-am discutat cu colegii și aș vrea să le readucem în discuții cumva, pentru că cu problema asta mă confrunt nu numai la nivelul societății, dar așa cum vă spuneam și la nivel federativ. Una din probleme este cea legată de salariul minim european. În iunie guvernul a aprobat această lege, am văzut că ieri Senatul a adoptat, nu știu dacă este Camera Decizională sau Camera Deputaților. Nu e prima cameră să se. Și atunci sperăm că Camera Deputaților va finaliza acest proiect să ne încadrăm și noi în directivele europene. Ideea sau întrebarea sau curiozitatea noastră este calendarul de creștere a salariului minim este stabilit în momentul de față cât de cât se știe clar ce va urma de la 1 ianuarie și o să spun de ce ne interesează și pe noi treaba asta, pentru că suntem total de acord cu creșterea salariului minim. Lucrul ăsta, așa cum știu, trebuia până anul ăsta să fi fost finalizată și implementată această directivă, dar cunoaștem cu toții ce s-a întâmplat în ultimii ani și PSD-ul, practic, care a fost inițiatorul acestui program, nu a mai putut să-și ducă la final, să spunem, proiectul, dar e bine că tot PSD-ul, până la urmă, a reușit și a implementat această lege. Salariul minim ne influențează și pe noi, cei care suntem organizați în
societăți cu capital de stat sau majoritar de stat, inclusiv bugetare, dar acolo discutăm de o altă lege. Și atunci vrem să știm ca să ne pregătim și noi, cum se spune, pentru că cu ocazia negocierilor trebuie să rezolvăm și proiecte de contract colectiv. De ce am început cu această problemă? În 2020, tot PSD-ul a avut un proiect de lege cu privire la coeficienții minim de ierarhizare. Un lucru esențial pentru negocierile colective, proiect care a fost contestat la Curtea Constituțională și care a fost declarat neconstituțional. Și întrebarea mea era dacă cumva, că nu s-a mai discutat de atunci până acum, există indicii sau se mai dorește, pentru că din punct de vedere sindical, lucrul ăsta este extraordinar dacă se rezolvă. Ținând cont că contractul colectiv de muncă unic la nivel național a dispărut și încă n-am reușit să reluăm această problemă. Acolo aveam acei coeficienți minim de ierarhizare care erau preluați în contracte la nivel de sectoare de activitate sau de negociere colectivă, cum sunt definite acum, în contractele la nivel de unitate. Această lege ar fi utilă și ar fi necesară pentru toți salariații din această țară. Ideea e, dacă se pot corecta, să spunem, observațiile curții și se poate totuși lua acest proiect de lege, ar fi un lucru foarte benefic pentru negocierile colective. N-am mai auzit discuții, din păcate nici sindicatele n-au mai reluat discuția pe tema asta, mă refer la nivel național, confederațiile, și poate că, de ce nu, în mandatul următor să preluați și această problemă. Cred că specific o să răspundă Simona. Vreau scurt. N-au nimic. Comisia Europeană nu ți interzice nimic. Nu. Ei au niște reguli. Dom'le, ne-am uitat ce s-a întâmplat la voi timp de 30 de ani de la Revoluție. Ați făcut pe zona fiscală anumite excepții. Cum v-a trecut vouă prin cap? Tot mediul de afaceri n-a mai devenit echitabil concurenția. Ați venit pe zona de salarizare. Ați făcut, ba prin Parlament, ba prin Guvern, cum v-a trecut vouă prin cap? Aducând în sistem inechități. În zona de pensii. Ați făcut același lucru. Ați încălcat niște linii roșii. Una e să lucrezi la acordul fin, una e să intri în fondul problemei. Și au zis, domne, trebuie să închideți reforma fiscală, de fapt se referă la un cod fiscal pe care să nu-l mai schimbați 5 ani de zile, o lege a pensiilor pe care să nu mai schimbați 5 ani de zile, dar având la bază contribuția fiecăruia în sistem și o lege a salarizării, care cuprinde atât în zona privată cât și în zona publică. Noi am venit cu adevărat, nu PSD-ul, întreaga familie social-democrată europeană a venit cu acest salariu minim european, care nu mai ține factorul politic să nu mai influențeze foarte mult în funcție de alegeri, în funcție de afinități, să fie construit pe baza unor indicatori. Puterea de cumpărare, competitivitatea, care doamna ministru îi poate explica și de la asta trebuie să plecăm. Normal că la legea salarizării va trebui minimum 6 luni din anul viitor stat aplicat cu ministru și cu toate sindicatele și cu toate patronate. Încă, la fel cum se întâmplă cu transportul în comun la dumneavoastră în București, la noi în București, de fapt, e capitala României, la fel s-a schimbat. A fost și în sistemul legislativ, haotic. Fiecare după cum a avut o idee. Nu mai putem continua așa. Încă dumneavoastră nu știți perspectiva.
Înainte, domne, plec la gradul 1 de muncă, la 2, la... Vreau să ajung să câștig mai mult. Astea sunt etapele pe care trebuie să le parcurg. Acum nu mai știe nimeni nimic. Nici dumneavoastră nu aveți o perspectivă, nici guvernul în ceea ce privește cheltuielile. Și normal că toată lumea pare, domne, e ceva atât de haotic de nu mai știm. Doar haideți să vorbim la sindicat să vedem ce se mai întâmplă când ne ajunge cuțitul la os. Trebuie să ieșim din această logică. Zisimul. În primul rând, mă bucur să fiu astăzi la Societatea de Transport București și mulțumesc atât domnul Pietrariu cât și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați dat posibilitatea să avem o scurtă discuție. Vă felicit că mențineți în viață cea mai veche și importantă societate de transport public din România, care reprezintă până la urmă istoria succesului dumneavoastră, fiindcă din 1909 până astăzi, datorită dumneavoastră, în București avem transport public. Apoi, cu privire la negocierea contractului colectiv de muncă, m-am uitat puțin pe datele dumneavoastră, am văzut că pe 18 ianuarie ați înregistrat la ITM contractul colectiv de muncă, care este valabil pentru perioada 1 octombrie 2024, 1 octombrie 2025. Dumneavoastră sunteți sindicaliști vechi și sunt convinsă că știți mai bine decât mine și de cât de complicată este această negociere cu angajatorul, dar în același timp cât de importantă pentru fiecare dintre colegii, dintre dumneavoastră, pentru fiecare angajat de la STB și pentru randamentul și pentru motivarea acestuia. Cu privire la acest contract colectiv, sigur, reprezintă dreptul dumneavoastră, este negocierea dumneavoastră, noi ca stat nu avem dreptul de a interveni în acesta. Voi analiza și propunerea făcută de domnul Pietrariu cu coeficienții de ierarhizare, fiindcă dumneavoastră nu sunteți pe 153, dumneavoastră sunteți pe, până la urmă, această negociere dă nivelul retribuțiilor pentru colegii noștri, dar în această dimineață analizam cu colegii de la Minister posibilitățile de a vă ajuta și dânsii spuneau că dacă discutăm despre o cale sigură în cazul dumneavoastră, ar fi contractul colectiv la nivel de sector și că în momentul acela ați fi la nivel de sector transporturi și că cel care ar veni cu ordinul pentru coeficienții ar fi Ministrul Transporturilor și Ministerul Transporturilor. Aceasta ar fi o cale pe care o putem explora împreună știind de altfel cât de complicată este negociere la un nivel atât de ridicat, la un nivel sindical atât de ridicat, dar în același timp ar putea fi o cale care și pe noi ne-ar ajuta, fiindcă, vedeți, în această perioadă s-a discutat mult despre salariul minim brut garantat în plată, dar una dintre țintele directivei 2022 pe 2024 nu este doar legată de salariul minim, este și cea legată de întărirea capacității noastre de negociere colectivă și creșterea nivelului de sindicalizare. Și atunci aici cred că am putea împreună să încercăm să facem pași astfel încât poate reușim să facem lucrurile să se miște la nivelul unui acord la nivel de sector. Poate fi o cale pe care să o deschidem împreună. Asta era o altă problemă pe care ați anticipat-o, legată de numărul de contracte colective de muncă conform acelei directive care, minim, care ar putea fi negociate și înregistrate la nivel național. Dar marea problemă pe care noi o avem, și nu vorbesc neapărat de noi, Sindicatul Transportatorilor din București, dar la nivel federativ, la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, este faptul că nu avem parteneri. Nu avem corespondent în ceea ce privește negocierea unui contract colectiv de muncă. Adică dacă la nivel de sindicate suntem și noi cum suntem divizați, s-ar părea că patronatul este mai rău divizat decât noi și suntem în situația în care nu putem negocia la nivel de sector de activitate, că nu avem cu cine. Și aici poate că tot Ministerul Muncii, că am văzut, am participat la câteva discuții legate de asistență sectoare socială și de, pe care le-am avut în ultimul timp și care au fost foarte complicate. E
Și a existat aceeași problemă a fragmentării angajatorilor. Bun, am reținut ideea. Opinia mea este ca noi să ne facem aceste teme împreună. Am constatat în dimineața asta, îmi cer scuze, este pentru prima dată când am venit la dumneavoastră și am constatat că avem 11 minute de la Ministerul Muncii până aici, așa că îmi iau angajamentul că vin la dumneavoastră să le discutăm, dar să și acționăm împreună și că vom încerca pas cu pas să găsim soluții. M-am uitat pe salarizarea dumneavoastră. Dumneavoastră oficial în revisal, că i-am lucrat pe colegii de la Inspecția Muncii să verifice, nu aveți niciun contract de muncă pe salariu minim, dar în fapt sunteți foarte aproape de acesta, cel mai mic salariu la dumneavoastră fiind 3746, iar media la dumneavoastră fiind 5339, ceea ce înseamnă că la dumneavoastră sunteți sub salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea de 7567. Apoi, mai arată ceva indicatorul ăsta, că dacă noi doi mâncăm eu două sarmale și noastră niciuna, suntem pe medie la una și asta nu este în regulă, trebuie să ne uităm mai atent pe date, astfel încât să ne propunem să mâncăm cel puțin 3 sarmale fiecare dintre noi. Ce ziceți? Da? Un prim pas făcut și într-adevăr vom avea anul ăsta adoptat în Parlament proiectul privind salariul minim. Este un pas important, fiindcă vom avea un mecanism predictibil care, așa cum a spus și domnul premier mai devreme, va ține cont de adecvarea puterii de cumpărare, de productivitatea muncii și nu în ultimul rând de distribuția salariilor, fiindcă în România avem o distribuție proastă a salariilor și este important să începem să creștem sănătos. Este anormal ca în România să avem peste 1 milion de salariați în salariu minim. Salariul minim ar trebui să fie chiar nivelul cel mai de jos, nivelul care să nu reprezinte neapărat nivelul retribuției și adecvarea ei pentru cei care își permit și obțin ca urmare a muncilor foarte puține. Acum avem o scădere a celor care sunt plătiți cu salariu minim, dar opinia mea este că scăderea aceea este în primul rând plecând de la codul muncii care te obligă, după ce ai avut un lucrător timp de 2 ani cu un contract individual de muncă pe salariu minim, să-i crești salariul, altfel vei primi amende de la ITM, astfel încât să nu mai fie în salariu minim. Și din păcate, mulți angajatori cresc salariile angajaților, dar foarte puțin. Și atunci, această ieșire din salariu minim, de fapt, ne păcălește. Important este ca dumneavoastră să obțineți un venit în raport cu munca dumneavoastră și cu complexitatea ei. Și atunci, angajamentul pe care ni-l luăm este că împreună și cu colegii noștri de la salarizare și de la dialog social ne uităm și pe proiectul din 2020, dar vedem și dacă am putea la nivel de sector să facem mai mult. Deci, împreună cu dumneavoastră. Noi insistăm și suntem în discuție și la nivel confederativ să demarăm demersurile pentru încheierea unui contract la nivel de sector de activitate, de negociere colectivă, pentru zona asta de servicii comunitare. Acum, de ce am insistat să readuc în discuție treaba cu coeficienții minimi de reachizare? Acum câțiva ani, la Brăila, am avut această situație în care peste 80% dintre salariați erau la salariu minim. Pentru că creșterile succesive ale salariului minim n-a însemnat și respectarea acelui pas de grilă pentru ceilalți. Și în felul ăsta salariații nu mai sunt motivați. Sunt alte consecințe, alte efecte care nu e cazul să le aducem acum în discuție, le știm fiecare. Dar ar fi un lucru extraordinar să reușim treaba asta. Pentru că s-a discutat despre condiții de muncă și despre grupele de muncă, că și asta era o problemă. Acum nu să mă refer la discuțiile care sunt la televizor și care sunt legate și de legea pensiilor, nu despre asta este vorba, dar ar vrea să știu cumva, s-ar putea cumva, nu știu să spun, sancționa sau impulsiona angajatorii care nu au un program real de îmbunătățirea condițiilor de muncă. De ce spun lucrul ăsta? În 2000, când s-a modificat legea pensiilor, legea 19, practic s-au desființat grupele de muncă în ideea că angajatorii se vor concentra, nu să îmbunătățească condițiile de muncă. Noi în 2006, 2007, 2008, practic am pierdut la nivel de societate încadrarea în condiții deosebite, fosta grupă de muncă.
De atunci sunt discuții la nivel de salariați care spun, domnule, vrem și noi grupa de muncă. Am făcut demersuri în sfârșit, dar grupa de muncă nu rezolvă, de fapt, problema pe care noi o discutăm, și anume îmbunătățirea condițiilor de muncă. Că pe mine mai interesează să îmbunătățesc condițiile de muncă, nu neapărat că am această facilitate. E important pentru unii și ieșirea la pensie anticipată, dar cred că cel mai important este să poți să ajungi la pensie și să poți și după pensie, nu, să mai existe. Și atunci s-au amânat în mod succesiv guvernul, pentru cei care au rămas cu grupele de muncă, s-a amânat în mod succesiv, să spunem, obținerea vizelor pentru a continua, să spunem, încadrarea în condiții deosebite. Condițiile de muncă nu s-au îmbunătățit și nu vorbesc numai la noi. Eu mă refer acum că am în cap și la nivel național o situație. Și acum am văzut că ați luat decizia, sau nu știu dacă există un act normativ, dar cel puțin știu că s-a amânat până în, la 1 ianuarie 2035, să spunem, normalizarea acestor condiții de muncă. Nu credeți că ar fi bine ca acest lucru să fie însoțit de o măsură, nu știu cum să spun, coercitivă pentru angajatori, în sensul de a-i determina să facă ceva, că o să ne trezim în 2035 și o să discutăm la fel. Bun, măsura coercitivă în cadrul legal există și acum. Colegii noștri de la SSM, de la Inspecția Muncii, au dreptul legal de a sancționa angajatorul dacă nu văd un progres în normalizarea locurilor de muncă, fiindcă despre asta discutăm. Pe dumneavoastră, vă interesează, pe de o parte, condițiile de muncă să nu vă mai afecteze sănătatea, corect, pentru că la dumneavoastră corect. Este paradoxal. Pe de o parte, nu știu cine a fost la conducerea societății și la conducerea primăriei capitale în 2001, dar dumneavoastră după 2001 v-ați pierdut practic dreptul de a fi în condițiile corect. Deosebite, corect. Fiindcă dânși în momentul în care în 2001 s-a făcut încadrarea pe anexa 2 și anexa 3, că tot anexa 2 și 3 au fost și la 19 pe 2000 și la 263 pe 2010 și la 360. Practic, dumneavoastră nu mai apăreți ca angajator încadrat în condiții deosebite. De altfel, angajatorul dumneavoastră nici n-a plătit cei 4% pe care ar fi trebuit să-i plătească. Pentru asta nici n-a declarat în declarația nominală a angajaților faptul că sunt în condiții deosebite. În momentul ăsta, din 2001 încoace, anual, sau de câte ori a fost cazul, la cererea angajatorilor, doar s-au prelungit avizele pe care Inspecția Muncii le dă pe partea de încadrare în condiții speciale și deosebite, nu s-au mai dat avize noi. Și atunci, practic, în cazul dumneavoastră, este evident că ori trebuie să avem niște măsuri compensatorii pentru condițiile de muncă și sigur mergând în paralel, pe care tot angajatorul vi le dă, și sigur mergând în paralel cu normalizarea condițiilor. Pe normalizarea condițiilor mă angajez să vorbim cu colegii de la Inspecția Muncii, de la ITM București, astfel încât să vedem ce este de făcut mai mult și mai bine la dumneavoastră. Pe noua lege a pensiilor, părerea mea, ce stagii de cotizare aveți dumneavoastră până acum? La cum vă văd în sală, majoritatea aveți stagii de cotizare deja destul de lungi. Deci vârsta medie e peste 30, peste 30, da? Datorită faptului că noua lege a pensiilor răsplătește munca și perioadele 0,5. Lungi de cotizare, dumneavoastră veți avea acele puncte de stabilitate datorită cărora veți avea o pensie semnificativ mai bună decât pe formula anterioară. Iar cu privire la faptul că dumneavoastră am vorbit și cu colegii de la Inspecția Muncii și cu colegii de la Casa Națională de Pensii Publice, aveți boli profesionale declarate. Acesta reprezintă un argument important. Am făcut analiza cu privire la condițiile de muncă pentru toate categoriile din România și la puține dintre ele am avut boli profesionale declarate la INSP. În cazul dumneavoastră, numai pentru 2023 avem 578 de cazuri de boli profesionale, ceea ce reprezintă un argument pentru ca angajatorul să vină cu elemente de compensare în contractul colectiv de muncă pentru dumneavoastră. 400 de la 1 ianuarie până acum. Da, e evident că trebuie o abordare la nevoile actuale, dar trebuie să vedem și perspectiva. Daniel, toate sunt servicii publice, au costuri.
cumva intervenit în cost o sumă direcționată pentru condițiile de muncă. Realitatea este că 60% din... din construcția costului serviciului este corelat până când ajung la nivelul respectiv. Problema reală este cine îl plătește, pentru că Primăria Municipiului București reprezintă un exemplu de studiat. Măcar 60% din bugetul primăriei se duce pe subvenții. Fie că se duc către termie, fie că se duc către transportul în comun. Asta poate să însemne ceva. Fie că bugetul este prea mic, fie că subvențiile sunt prea mari, sau undeva la mijlocul acestei distanțe. Dar apropo de datoriile pe care municipalitatea le are către societate, același lucru vedem și la termie. Lucrul ăsta se întâmplă tocmai din cauza faptului că în real este imposibil să plătească la timp acești bani. De aceea sunt și condițiile de muncă cele pe care le vedem, de aceea nu se investește în infrastructura de la depouri, condiții de muncă pe care dânșii le au. Astea sunt niște realități care, din păcate, sunt cronice, nu sunt de o zi, două sau de trei, sunt cronice. Asta e o problemă majoră. Costurile pe care le presupune transportul public sunt cele care sunt, subvenția este uriașă, și la un moment dat e o problemă de politică publică, decizia. E o decizie care trebuie luată, pentru că așa mult timp nu o să se mai poată merge. Asta cred eu. Dacă îmi permiteți, legat de condițiile de muncă, noi acum în sediul ăsta, aici lucrează câteva sute de persoane. Condițiile, de fapt, nefavorabile pentru munca pe care o prestează angajații STB-ului sunt în depou și în autobaze și în URAC, adică uzina de reparație. E, am putea, după preluarea mandatelor tuturor primarilor celor șase sectoare, să fie o discuție cu dumneavoastră la nivel local, pentru că, în păcate, și așa merg lucrurile în București, primarii de sectoare s-a dovedit că fac mult mai multă treabă în București decât primarul general, nu politizez aici, dar s-a văzut cu ochiul liber și au preluat și foarte multe din investițiile care au făcut de primăria capitală. Și având autobaze și depouri pe raza sectoarelor, am putea să facem parteneriate, pentru că acolo sunt lucruri unde nu s-au investit la victorie de 100 de ani. 100 de ani. Și în spatele guvernului României. Și arată ca acum 100 de ani. Când plouă, se inundă, se fac bălți acolo, nu poți să intri, e pericol de electrocutare, sunt tot felul. Și atunci am putea să facem chestiunea asta cu ajutorul guvernului României, că normal nu ne vom putea permite doar sectoarele să luăm și să facem pe rând ceea ce discutam, domnule președinte, domne, investiție, și atunci se schimbă dramatic, în sensul bun al cuvântului, așa, condițiile de muncă. De acolo pornim. Noi nu ne referim doar la personalul navigant, nu ne referim doar la batman și la șofer de autobuze. Știți că avem aproape tot atâta personal de întreținere. Și acolo sunt condițiile cele mai grave. Da, la personalul navigant avem problemele cu bolile profesionale. În cauza lipsei investițiilor în piesele auto, aia e altă discuție, și în vehiculele cu care se merge. Dacă e tramvaiul vechi și șina veche, e normal că de la trepidațiile alea, omul după câțiva ani de zile va avea o problemă reală la coloană, sunt diferite boli care survin de aici, dar referitor la condițiile de muncă și la investiții, ceea ce putem practic să discutăm ar fi aceste chestiuni pe care le-am discutat cu domnul primar și ne uitam, aveți de exemplu autobaza Obrejea care arată bine acolo, dar mai avem Berceniu, mai avem în partea de Progresul și sectorul 5, le aveți Ferentarul și tot ce s-a lucrat acolo din PIPER. Așa. Adică putem să avem o discuție, nu cred că sunt niște costuri exorbitante pentru un mandat de primar. Astea sunt pentru investiții de genul acesta, că știu că vă doare chestiunea asta. Mă iertați pentru... Ideea e că în zona asta a serviciilor publice, și asta e o mare, să zic așa, supărarea noastră, chiar la nivel național, au fost ignorate, marginalizate și tratate, nu știu, să nu vorbesc lucruri mari, nu cu indiferență, dar superficial, ca să folosim totuși un...
Din punctul nostru de vedere, nu că prestăm noi unul din aceste servicii, mă refer la transportul public, dar pentru cetățeni sunt vitale. Pentru că fără transport, fără apă, canalizare, termoficare, salubrizare, iluminat, viața este foarte grea. Fără apă e imposibil. Da? Și atunci, poate că ar trebui cumva schimbată viziunea, chiar de ce nu, la nivel guvernamental, față de această zonă, chiar dacă modul de subordonare este cu totul și cu totul altul, pentru că e adevărat, autoritățile locale, de ce nu, se confruntă poate și cu anumite dificultăți, nu comentăm treaba asta. Dar nu există un interes, ca asta pe mine mă doare. Dom'le, când ai un interes, poate găsești și soluții. Și o perspectivă. Da, și o perspectivă. Pentru că, de ce nu, o autoritate locală poate să vorbească la nivel de minister, la nivel de guvern, că nu cred că împiedică pe cineva lucrurile astea și se pot găsi soluții legislative sau de orice altă natură. Întrebați unde a fost ieri dimineață. Păi, eu urmăresc că... Și a scos listuța și a scos pixul. Și că, domnule, eu am numai din astea tehnice, să știi. Da. Și am stat pe ele și am luat. Fiecare stau, ministru stau în sectorul 3, dar e la concurență cu 4. Da. Mâine, două Robert sunt e mâine. Da, păi, ce să spunem. Domnule prim-ministru, profit de situație și vă lansez o provocare. Că acum știți cum e. Asta e. În 2020, nu noi, dar unii dintre colegii noștri, au inițiat un proiect legislativ, da, cu privire la statutul personalului lucrătorului din transportul public local. Și face obiectul unui proiect de lege, PLX 231 din 2020. Cum am făcut la transport? Da. Am văzut, s-a discutat, a trecut tacici prin Senat. Bun, nu mai reiau. Ideea care e? Ideea că noi am vrea să reluăm această temă, am vrea să modificăm, să spunem, structura acelui proiect pentru că a fost respins pe diferite considerente și vrem să ținem seama de avizele care au fost date și să nu mai repetăm același lucru. Și eu așa cred că în noua legislatură am putea de data asta, noi împreună cu dumneavoastră, să reușim. Pentru că proiectul a venit pe o altă filieră care nu avea nicio șansă din punctul meu de vedere, pentru că, în primul rând, nu era în concordanță cu legea. Și a fost numai așa... Să ținem să ne facem, să ne uităm la el, să-l scoatem, să-l lucrăm. La fel am pornit și cu Sorin Grindeanu, cu cel în transporturi. Da, da, cu feroviar. Cu feroviar. Și până la urmă am găsit o soluție sustenabilă. Trebuie să gândești și la viitor. Corect. Și cred că și în cazul acesta vom găsi o soluție. Că după ce să liniștesc capele, să zic așa, o să vă contactăm. Cu condițiile de muncă, eu, părerea mea că Daniel, cu implicare cu primar. Acum, normal că eu nu pot să-i cer. Tu ai bugetul cel mai mic și cu sectorul 5. Am execuția bugetară la sectorul 1, unde an de an a rămas cu sute de milioane de euro în cod. E o diferență imensă. Unde nu există buget, cum e sectorul 5 sau sectorul 4, intervine statul, dar trebuie găsite, Adem spunea foarte bine, trebuie identificate exact, pentru că nu sunt niște sume. Domnule, crapă România dacă nu investim acolo. Dar cred că e inuman în continuare în depoul la 40 de grade mor de cald, iarna când vin 0 grade mor de frig. După 30 de ani. E un pic cam mult. Normal că se răsfrânge pe serviciu, pe reparații, pe cum arată. Până când n-ai ceva integrat în transportul în comun, nu o să renunțe bucureșteanul la mașina proprie. Și asta e greu. Și asta e o idee, apropo de metro, de transportul public de suprafață, că trebuie un transport integrat. Acolo le așa le cum mișcăm. Există și în alte, în alte țări. Ideea de bază este că împreună ar trebui să facem lucruri. Suntem 7 primari în București. Cu certitudine putem să facem lucruri împreună. Timpul a dovedit că acolo unde a existat dorință și a existat implicare, am
compensat ceea ce nu s-a întâmplat, nu numai vorbim de municipalitate, gândiți-vă, am făcut o secție de poliție, am făcut stații de pompieri, sunt lucruri care, de care oamenii au nevoie și nu există niciun fel de piedică atunci când îți dorești. Se poate și metrou am făcut, da? Se poate face orice dacă oamenii vor. Acum, aceste locații nu sunt în proprietatea noastră. Noi, conform modului de organizare și de gestionare, facem obiectul unui contract de delegare, avem niște obligații, niște responsabilități, dar aceste bunuri sunt date în concesiune Societății de Transport București STB SA, practic sunt ale primăriei. Din punctul ăsta de vedere, noi nu avem foarte multe posibilități să investim societatea. Și atunci primăria ar trebui să fie cea care fie să aloce fonduri, da? Să investească. Și aici, într-adevăr, poate de la construcția bugetului, la bugetul de stat, știi? Dată, se pot face prin parteneriat. Deci noi am o destinație specială pe investiții. Deci noi să ieșim cumva printr-un simplu protocol, printr-un simplu protocol pe care îl facem cu STB, putem să sprijinim. Același lucru avem valabil și cu spitale, cu Ministerul de Interne. Avem disponibile cu companie de iluminat, de exemplu, avem un astfel de protocol care ne permite să intervenim acolo unde dânsii nu pot. Da. Cum? Noi vă mulțumim pentru informații. Eu vă mulțumesc că încerc să înțeleg. Nu poți să iei măsuri dacă nu înțelegi tot tablou. Nu poți. Dacă nu ai toată complet ceea ce se întâmplă și de la bază și de la vârf, îi lua în continuare măsuri pompieristice. Intervin rapid, am închis un conflict. Problema e că la capătul drumului nu s-a schimbat nimic, fiindcă e foarte departe drum. Nu, domnul primar, e o subvenție foarte mare. E o sumă foarte mare pe care o direcționează. Nu mi se pare capăt de țară. Nu mi se pare nici că în momentul acesta, la sănătate, am dat la Casa de Sănătate 78 de miliarde. Nu s-a dat niciodată în istoria României. Nu s-a dat. Marea mea problemă e alta. Când mă duc acasă liniștit la 9 seara, dau drumul la televizor și văd, domne, nu sunt medicamente în spitale, îmi vine să sparg televizorul. Ori sunt eu tâmpit, ori se întâmplă ceva. Deci fac orice efort ca să direcționez presănătate și am aceleași știri. Același lucru se întâmplă și la serviciile publice. Bă, muncește toată lumea. Mor de cald sau de frig în ateliere. Au ore suplimentare câteodată plătite, câteodată neplătite, fiindcă nu sunt angajați suficienți, că numai societatea are datorii, primăria are datorii la subvenții. Și când mergi pe stradă și ne întrebi pe om, domne, ai avut apă caldă? Nu, am de 2 săptămâni. Mergi, domne, ai mers ultima oară cu autobuzul? Nu mai merg, domne, că e, nu știu cum arată. Adică, undeva greșim. E o greșeală de abordare, de fapt. Nu greșim, nimeni nu greșește intenționat. Dar nu avem o abordare coerentă. Dom'le, în 2 ani am rezolvat condițiile de muncă. În 2 ani vin, nu pot să cumpere 1000 de autobuze odată, că nu le-a produs nimeni. Nu le are nimeni pe stoc să aștepte pe ciolacul să hotărască să ia autobuze. Trebuie o perspectivă și acolo, la tramvaie, la fel. Aici este marea greșeală noastră. Și normal că atunci banul public îl cheltui ineficient. Nu se vede la valoarea efortului bugetar. De ce? Pentru că nu suntem integrați. Bucureștiul nu poate funcționa decât integrat. E o discrepanță atât de mare între sectoare, dar se vede din mașină, mergând pe jos. Zici că tragi cu linia, când treci dintr-un sector în altul, vezi unul ordonat, unul asfaltat, unul așezat. Când ai mers în el, zici că ești în alt oraș. Acolo a funcționat descentralizarea. Normal creează frustrare.
a funcționat descentralizarea. Acolo unde au fost rezultate și probabil că e un model care trebuie implementat în București, descentralizarea. Centralizarea excesivă implică, împiedică inclusiv guvernul să își ducă la îndeplinire obiectivele. E exemplul Planșeului, unde guvernul a alocat 1 miliard de lei și nu putem să începem lucrarea. Am făcut 3 ședințe de guvern. Am schimbat indicatori. Până nu aveam credit de angajament. Du-te la ministrul, cheamă pe ministrul de finanțe. Du-te la el. Dom'le, nu mai avem, e deficitul. Bă, lasă-mă naibii cu deficitul. Aia la televizor mă tâmpesc cu deficitul, tu mă tâmpești cu deficit. Lăsați-mă naibii cu deficitul vostru. Îl plătește. Zic, e urgența cu plașa. Găsesc banii, mi-am blocat și eu la credit. Acum țipă ăla de la finanțe. Ce v-am zis? I-am și blocat și nici nu se face nimic. Nu-i dau autorizație de construcție. Să mă ierte Dumnezeu dacă eu mai înțeleg ceva. Eu nu mai înțeleg nimic. Și primul ministru al României. După ce m-am chinuit o lună de zile să fac rost de bani, să trec toate actele normative, să ia, hai, zice că domnule nu-mi dă autorizație. Și că eu renunț. Acum, aș putea să vă dau un exemplu la nivelul nostru, nu la nivel așa mare, un exemplu concret. Acum, problemele sunt aceleași. Din păcate. Acum 2 ani de zile, pentru că, așa cum spunea domnul director Hazim, noi avem și aceste probleme la capete de linie unde OAT-urile au niște responsabilități, în sfârșit, s-au cumpărat niște containere, da? Și s-a dorit să le monteze, da, ca să accelerăm puțin la treaba asta. N-au obținut autorizație de racordare la utilități. De unde? De la primărie, că nu din altă parte. Pe unul l-a arestat poliția locală pe un container, că stătea acolo, zicea, da? Și celelalte nu știu pe unde sunt. Da. Asta e din păcate. Pentru că eu zic așa, sunt probleme care țin de partea financiară și acolo e mai complicat de discutat. Ele se pot ordona. Da. Dar sunt probleme care nu țin de bani, țin de implicare, de asumare, de om până la urmă, așa vă spune domnul primar. Ne confruntăm și cu aceste lucruri. Pentru că eu mă uit așa, la nivel național s-a creat așa o stare de spirit împotriva sindicatelor, în care sindicatele sunt considerate ca ceva rău, ca dușmanul nu știu cui. Noi, cel puțin eu mă refer în zona mea și domnul director putea să confirme, noi suntem parteneri și vrem să facem treabă în interesul salariaților pe care noi îi reprezentăm și al societății. Pentru că dacă societatea nu există, salariații n-au unde să muncească. Deci nu suntem dușmani angajatorilor. Ei, se manipulează treaba asta pe la televizor și ne trezim cu fel de fel de, în sfârșit, nu mai contează, că aduc aminte de o situație pe care aș vrea să uit, dar din păcate e greu. Haideți în perioada următoare să le punem un pic pe hârtie. O luăm cu Ministerul Muncii. Am înțeles cu Alexul, să dau și eu un lucru la Comisia de Muncă. Rețin toate cele 3 probleme, deci cu condițiile de muncă, cu coeficienții de ierarhizare și cu PLX 231 pe 2020. Și eu o să-i strâng, iarăși o să ne strângem, o să ne strângem oricum că și ei au urgențe, primarii de sector, să gândim ceva la construcția bugetului pe anul viitor, ceva direcționat, domnule, vechea aia n-a fost foarte proastă, aici sunt banii dumneavoastră, cumva direcționat. Da. Acei bani merg pentru condițiile de muncă. E o variantă foarte și bine. Am terminat, n-ai voie tu primar să-i cheltui pe altceva decât aici. Eu îți dau, nu stai din ce ai, îți dau suplimentar sau ceva, dar undeva trebuie coordonat. Undeva trebuie, domne, care sunt urgențe? Nu e unde? Nu e o minte liberă. Trebuie să ieșim un pic din cercul în care am trăit până acum. Fiindcă nu înaintăm, oameni buni. Cheltuim din ce în ce mai mult. Dumneavoastră sunteți nemulțumiți. Pierdem foarte multă resursă financiară, aiurea. Nu avem competitivitate, nu avem sustenabilitate și am rămas cumva prizonieri a unui sistem
care nu are eficiență. Cumva trebuie să schimbăm un pic. Nu trebuie să intrăm pe fond. Nu trebuie făcută revoluție deodată. Fiindcă în momentul ăla se alege praful de tot. Dar cu exact cum e sistemul Kaizen, în sistemul administrativ, prin lucruri mici duce la o modificare de fond. Dar trebuie să fii foarte aplicat. Deci focusate, domnule, azi am schimbat aici, azi am schimbat aici și când ai ajuns la capăt, vezi de fapt că ai făcut o modificare de fond fără să aibă un efect. Fiindcă omul când aude, domnule, modific tot. Omule, unde, spre ce ne duce? Nu mai înțelege nimeni nimic. Nu mai duci nici la capăt pentru că e atât de mare încât ai foarte multe opreri și trebuie să ne schimbăm abordare. E păcat de Dumnezeu. E păcat de câți bani se cheltuie, e păcat de câtă implicare este și nu avem, de fapt, niște servicii pe așteptările românilor. Vreau că nu vorbesc mult, am vorbit mult. Ia zice. Domnule ministru, vreau să, din zona sindicală, noi care reprezentăm oamenii, apreciem în primul rând negocierea pe care ați făcut-o în legătură cu nominalizarea doamnei Roxana. Cum poate să-mi spună mie, la el și președintele statului, și că, domnule, n-am luat un... Cum mă, dacă România are cea mai mare problemă, oare pe muncă, oare pe învățământ, oare... Tu mă critici pe mine că am luat portofoliu care are 20% din bugetul Comisiei Europene? Da. Este foarte important pentru noi și chiar vă rugăm să... Nu știu, vine să, Roxana. Să deschideți un canal de comunicare. Oricând. Gânsa și să trebuie să termin audierile, veți vedea. Cu care ne confruntăm. Veți vedea cât de aplicată este Roxana. E genul Simon. Și chiar se pot face cu Roxana. Nu mă văd cu Roxana, dacă e ceva punctual, să-mi spuneți. Nu, trebuie construite. Pentru că ăsta e specificul nostru în acest moment. Mai avem până ne consolidăm. Exact ce ne trebuie următorii 5 ani. Politicile sociale și învățământ. Gata, m-am ținut. Nu și la muncă, nu? Eu mulțumesc mult tare de tot. Și noi vă mulțumim.